Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Deschidem cateheza din seara aceasta, ca întotdeauna, cu o lectură biblică pe care o vom asculta acum cu credință și evlavie. Citire din scrisoarea întâia Sfântului Apostol Pavol către tesaloniceni. Vă rugăm, fraților, să-i recunoașteți pe cei care trudesc între voi, pe cei care vă conduc în Domnul și vă îndeamnă, să-i considerați peste măsură cu dragoste pentru lucrarea lor. Trăiți în pace unii cu alții. Vă îndemn, fraților, să-i mustrați pe cei care sunt în dezordine, să-i încurajați pe cei timizi, să-i sprijiniți pe cei slabi, să aveți răbdare față de toți. Vedeți ca nu cumva să se întoarcă cineva răul înapoi, ci întotdeauna urmăriți să faceți binele unii față de alții și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna! Rugați-vă fără încetare, mulțumiți pentru toate, căci aceasta este voința lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți profețiile, dar cercetați toate, păstrați ceea ce este bun, fiți departe de orice fel de rău. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în mod desăvârșit și ființa voastră întreagă, Duhul, sufletul și trupul, să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Cel care vă cheamă. El va și înfăptui. Cuvântul Domnului. Să se bucure inima celor care-L caută pe Domnul. Să se bucure inima celor care-L caută pe Domnul. Lăudați-L pe Domnul, invocați numele Lui. Faceți cunoscute printre popoare faptele sale minunate. Cântați-i, cântați psalmi, meditați la toate minunile sale. Cură inima celor care-L caută pe Domnul. Lăudați-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul. Căutați-L pe Domnul și ajutorul Lui, căutați întotdeauna fața Lui. Dragi surori și frați în Hristos, iubiți ascultători, după ce în primele două cateheze din acest timp al postului mare am meditat asupra temelor, discernământul ca dar al Duhului Sfânt și discernământul individual, continuând itinerarul nostru catehetic, astăzi ne vom opri tot asupra discernământului, dar în accepțiunea sa comunitară, discernământul comunitar, eclezial, apostolic. Am văzut data trecută că discernământul individual este o realitate relațională,
care ne ajută să descifrăm modul în care Dumnezeu ni se comunică și ne mântuiește. Este acel proces de recunoaștere, interpretare și alegere în viața personală a voinței lui Dumnezeu, care ne-a înserat în planul său de iubire și de mântuire. Astfel, discernământul individual ne poartă la a înțelege, a alege și a trăi propria viață într-o continuă descoperire a iubirii gratuite a lui Dumnezeu, care se oferă spre binele și spre realizarea deplină a omului. Nu este, am văzut, un drum simplu de parcurs, dar putem cere Duhului Sfânt, de aceea vedeți să-L invocăm mereu în ajutor în cântările și rugăciunile noastre la fiecare cateheză, îi cerem Duhului Sfânt să ne vină în ajutor, să ne elibereze și să alunge acea teamă care ne face să-i interzicem intrarea în unele aspecte ale vieții noastre. Dumnezeu nu forțează, nu constrânge, Dumnezeu așteaptă, vine la noi cu umilință și nu vrea să intre în noi pentru a mutila sau a slăbi, pentru a înnobila, ci pentru a înnobila și de asemenea a da plinătate. El ne cheamă, ni se rebelează, ni se descoperă, nu constrânge, ci așteaptă alegerea noastră pe care s-o face. Asta ne face să vedem că discernământul nu este o autoanaliză îngânfată, o introspecție egoistă, ci este o adevărată ieșire din noi înșine spre misterul lui Dumnezeu, care ne ajută să trăim misiunea la care ne cheamă pe fiecare pentru binele tuturor, pentru binele fraților. Asta, discernământul ca dar al Duhului Sfânt, de aceea îl invocăm, și discernământul particular. Cât privește acum tema de astăzi a catehezei, discernământul comunitar, notăm și reținem mai multe lucruri. În primul rând, omul nu poate exista decât ca ființă în relație. El se descoperă pe sine intrând în relație, în relație cu Dumnezeu Creatorul, în relație cu semenii săi, în relație cu celelalte creaturi. Așa este făcut omul. El nu poate să existe decât ca ființă în relație. Trăind în relație, noi conștientizăm că nu suntem singuri, că nu putem fi autoreferențiali, că drumul nostru este un drum de parcurs împreună. Vă aduceți aminte când acum 4 ani, aproape 4, Sfântul Părinte Papa ne-a vizitat, motoul a fost să mergem împreună. Împreună. Viața este relație, împărtășire cu bune și cu rele. Este comuniune ce trebuie orientată spre armonie și comuniune. Conviețuirea cu semenii dă sens de altfel existenței noastre. Și astfel, discernământul își găsește mai ușor răspunsuri. Discernământul creștin își găsește locul în căutarea comuniunii, a revelării lui Dumnezeu ca Tată și descoperirea identității noastre de fii,
fii ai lui Dumnezeu. Și în această perspectivă nu-L descoperim doar pe Dumnezeu ca Tată, dar îi descoperim și pe semenii noștri ca frați, copiii aceluiași Tată Ceresc. Astfel, dimensiunea discernământului se înserează în perspectiva ajutorului fratern, de îndreptare frățească după Evanghelie, de îndemn reciproc, de a ne duce poverile unii altora. Sau zice frumos, în lectura pe care am ascultat-o, ne vorbește Sfântul Paul în prima scrisoare către Tesaloniceni, în capitolul 5. Relațiile acestea dintre oameni, ce anume trebuie să facem, care e voința lui Dumnezeu? El vrea să trăim ca fii ai Săi și frați unii cu alții, cu responsabilități. De aceea este important discernământul. Ce am de făcut? Ce avem de făcut pentru a împlini voința lui Dumnezeu și ca lucrurile să meargă bine? Să trăim în pace, în armonie, aici, pe fața pământului, să începem paradisul pe pământ pentru a-l continua după moarte în veșnicie, în cerul, în patria cerească. Discernământul acesta comunitar, în sensul propriu al termenului, înseamnă să ajungem la recunoaștem comunitatea ca fiind un organism viu, că oamenii care o compun creează o comuniune de inimi, o comuniune de persoane, o unitate de înțelegere. Și în acest sens avem responsabilități. Deci este important discernământul individual, dar și discernământul acesta comunitar. Discernământul comunitar folosește iubirea în care trăiește comunitatea. Caritatea, iubirea fraternă este ușa către cunoaștere. Iubirea este principiul cunoașterii. Este așa de importantă iubirea. De altfel, Dumnezeu este iubire, ne-a creat din iubire. Nu putem trăi în armonie, pace, decât iubind și iubind așa cum Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește mereu. Iubirea este principiul cunoașterii. Prin urmare, dacă cineva trăiește cu adevărat în comuniune, comuniune cu Dumnezeu, comuniune cu semenii, comuniune cu creația întreagă, dacă trăiește cu adevărat în comuniune și nu doar o relație umană, se află într-o stare privilegiată pentru cunoașterea realităților spirituale și pentru construirea unei comunități vii, imagine a împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ. Așa vrea Dumnezeu să trăim. Atunci când comunitatea își trăiește drumul de credință prin relații armonioase de iubire, comunitatea poate fi mult mai sigură că împlinește voința lui Dumnezeu. Ați remarcat, cred, vorbindu-vă despre discernământ, că adeseori am subliniat aceste cuvinte, voința lui Dumnezeu. Suntem chemați să cunoaștem voința lui Dumnezeu și să o împlinim atât la nivel particular, personal, cât și la nivel comunitar. De aceea este important discernământul. Discernământul comunitar nu este așadar o simplă dezbatere pe o temă, o reflecție dirijată, participativă. Discernământul comunitar nu se mișcă în coordonatele evaluării democratice, ci este o căutare comună, o căutare comună a voinței lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Care e voința Lui? Pe care mai apoi se străduiește să o împlinească prin iubirea fraternă.
Acum câteva criterii necesare unui discernământ comunitar. Pentru ca discernământul comunitar să fie realizat în adevăratul sens, toți membrii comunității trebuie să dea dovadă de o anumită maturitate și autenticitate în viața și practica lor de credință. Să fie creștini practicanți, creștini cu frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu, știm, este darul Duhului Sfânt, unul din darurile Duhului Sfânt, prin care creștinul își exprimă recunoștința față de Dumnezeu pentru darurile și harurile primite și îi răspunde printr-un act de credință și de iubire. Frica de Dumnezeu este o frică reverențială, este dar al Duhului Sfânt. Așa cum înțeleg, mulți e greșit, mi-e teamă, nu știu ce poate să-mi facă Dumnezeu, de aceea stăm într-o teamă. Nu aceasta este frica de Dumnezeu ca dar al Duhului Sfânt. Este o frică reverențială, adică ne e frică, ne e teamă, nu vrem să-L supărăm pe Dumnezeu, care este așa de bun cu noi. De aceea trebuie să știm care e voința Lui și să ne străduim să o împlinim ca adevărați copii ai Săi, și frați între noi, oamenii. Enumăr acum patru criterii necesare unui discernământ comunitar. Aceste patru criterii sunt: un prim criteriu, o urmare radicală a lui Hristos. Mereu Hristos este în centru, trimisul prin excelență al cerului pe pământ. Hristos este în centru și trebuie să fie în centru mereu, și o urmare radicală a lui Hristos constituie un prim criteriu necesar unui discernământ comunitar. Al doilea este o maturitate eclezială, eclezia de la biserică. Să înțelegem ce înseamnă biserica și să o înțelegem în adevăratul sens al cuvântului. Și apoi, un al treilea criteriu, o maturitate umană, și al patrulea este nevoie, vom vedea, ca cineva să coordoneze întregul proces de discernământ, adică să fie un ghid al comunității și poate fi aici și un laic, nu numai decât un preot sau episcopul sau papa. Câteva cuvinte despre fiecare. Un prim criteriu, spuneam, este o urmare radicală a lui Hristos. Membrii comunității ar trebui să se afle cu toții într-o etapă a vieții spirituale caracterizată tocmai de această urmare radicală a lui Hristos, cu experiența autentică a trăirii misterului său pascal în viața de zi cu zi. Ați auzit de atâte ori și auzit misterul pascal. Ce înseamnă misterul pascal? Nu numai învierea lui Iisus. Misterul pascal înseamnă suferințele, moartea și învierea lui Iisus. În esență, și îl trăim cel mai intens în Săptămâna Sfântă, începând cu Joia Sfântă, Vinerea Sfântă și Sâmbăta Sfântă. Dar îl trăim și în tot timpul anului, la fiecare sfântă liturghie, când preotul spune misterul credinței, adică misterul pascal, și noi explicăm: moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. Deci spuneam ca prim criteriu o urmare radicală a lui Hristos cu o experiență a trăirii acestui mister pascal în viața noastră de zi cu zi. Membrii comunității trebuie așadar să fie capabili de a încarna logica pascală în trăirea de fiecare zi și, mânați de o iubire autentică pentru Hristos, să-i ofere primul loc în inima lor. De aceea am spus urmare radicală, nu îl pun și pe Hristos acolo, a cincea roată la căruță.
Hristos trebuie să ocupe primul loc, suntem creștini, purtăm numele, El trebuie să ocupe primul loc în viața noastră, în inimile noastre. Dacă există membri care sunt încă nestatornici în trăirea credinței, discernământul nu se va putea realiza. Nu vom înțelege niciodată cu adevărat care e voința lui Dumnezeu cu mine personal, discernământ personal, cu noi, ca și comunitate. Este foarte adevărat că percepția voinței lui Dumnezeu din partea credincioșilor este, poate fi, diferită. Se poate întâmpla ca aceeași realitate să fie frumoasă pentru unii și urâtă pentru alții. Într-adevăr, unii se vor putea distinge printr-o relație autentică de prietenie cu Hristos și prieteni ai crucii lui Hristos, alții, chiar dacă pot vorbi deschis într-un mod absolut spiritual, vor avea încă o percepție învechită a omului vechi pentru care crucea lui Hristos este o nebunie. Și asta ne învață Sfântul Paul, așa de frumos. Pentru unii este evident că drumul fiecărui parcurs de credință trebuie să treacă obligatoriu prin misterul pascal. Alții ar putea să respingă această percepție. Dar mersul pascal trece obligatoriu prin cruce și prin moarte pentru a ajunge la înviere. Acesta este drumul. Suferință, moarte, înviere. Hristos este modelul nostru. Hristos a ajuns la înviere prin suferință, prin moarte. Și noi medităm în timpul postului mare acest drum al lui Hristos, care trebuie să fie și drumul nostru spre înviere, calea Sfintei Cruci. Deci, primul criteriu, o urmare radicală a lui Iisus Hristos. Hristos ocupe primul loc în viața noastră. Altfel nu putem face un discernământ corect, nu putem înțelege cu adevărat și bine voința lui Dumnezeu cu noi. Al doilea criteriu necesar unui discernământ comunitar este o maturitate eclezială. Membrii comunității ar trebui să aibă această comunitate eclezială, repet, eclezial de la eclezia, biserică, adică să înțeleagă bine ce înseamnă biserica. Maturitate eclezială, adică o conștiință teologică a bisericii purificată de condiționările științelor umane pentru a înțelege și a accepta liber ce? Autoritatea. Biserica este ierarhică și cei care o compun și noi facem parte din biserică prin botezul pe care l-am primit, trebuie să respectăm autoritatea. Așa este organizată biserica, așa a înființat-o Hristos. Într-adevăr, ascultarea este o realitate care se deschide doar în cadrul credinței, în măsura în care se crede că voința mântuitoare a lui Dumnezeu Tatăl este mijlocită, comunicată fiecărei persoane pe baza unui principiu al întrupării, care este în inima credinței noastre. Să fie oameni ai rugăciunii, să aibă familiaritate cu Dumnezeu în principiu, să se găsească într-o stare de rugăciune care să le permită eliberarea de opiniile, argumentele și dorințele lor proprii. Deci, maturitate eclezială. Al treilea principiu necesar unui discernământ comunitar îl constituie maturitatea umană. Se cere și o anumită maturitate umană pentru a ști să comunici ceea ce ai de spus într-un mod detașat, demn, calm și concis. Să posede o maturitate umană capabilă să asculte, să respecte și să intervină în mod oportun doar atunci când este cazul,
să-și exprime părerile creștinul, făcând parte din biserică și fiind copil al lui Dumnezeu, să știe să-și exprime părerile cu simplitate și să primească cu umilință și părerile celor cu care interacționează. Cu alte cuvinte, mai popular, să nu fie căpos. Așa cum spun eu, așa-i. Să fie capabil să accepte și părerile celor cu care interacționează. Să accepte și să asculte de cei care sunt puși să conducă, să coordoneze. Este necesar să se evite vorba fără rost, de dragul de a spune ceva sau a comenta întotdeauna ceva și astfel să împiedice deschiderea spirituală a celorlalți. Toți trebuie să ne îndreptăm privirea spre Hristos și cu El spre obiectul discernământului, evitând orice obstacol. Deci acesta este al treilea criteriu necesar, un discernământ comunitar, o anumită maturitate umană. Și al patrulea criteriu este nevoie ca cineva să coordoneze întreg procesul de discernământ, adică să fie ca un ghid al comunității, capabil să coordoneze și să finalizeze acest proces. Dacă se consideră oportun, poate fi și un laic, acest ghid. Dar o persoană care are o autoritate spirituală, nu pur și simplu așa din oficiu, și care persoană cunoaște dinamica discernământului, astfel încât să poată ghida întregul proces de discernământ. Acestea sunt cele patru criterii necesare unui discernământ comunitar. Le repet, o urmare radicală a lui Hristos, o maturitate eclezială, o maturitate umană și necesar sau prezența unui ghid al comunității. Câteva cuvinte acum despre discernământul comunitar spiritual, altfel spus, discernământul spiritual în comunitatea de credință. Discernământul spiritual, chiar dacă include rațiunea și prudența, le depășește, pentru că este vorba de a fi înserați în planul unic și irepetabil al lui Dumnezeu, misterul planului de iubire și de mântuire pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare și care se realizează în mijlocul comunității de credință. Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, să nu fim individualizați, să trăim împreună cu alții, să mergem împreună, să punem în mișcare tot ceea ce, toate darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru binele tuturor, spre slavă lui Dumnezeu. Nu este în joc numai o alegere ce are drept scop o realizare umană de moment. Este în joc sensul vieții mele în fața Tatălui, a lui Dumnezeu, care mă cunoaște și mă iubește cu adevărat. Așadar, discernământul conduce la însuși izvorul vieții care nu moare. Adică, cum citim în Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 17, versetul 3, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Cel pe care L-ai trimis, pe Iisus Hristos. Acest discernământ spiritual nu cere capacități speciale, nici nu este rezervat celor mai inteligenți și mai instruiți, ci Tatăl se manifestă cu plăcere celor umili. Putem reduce parcursul discernământului spiritual comunitar, așa cum îi exprimă Papa Francisc, la trei pași. Trei pași fundamentali: cunoașterea, interpretarea și alegerea.
aceste trei etape, aceste trei pași ai discernământului spiritual comunitar sunt de altfel în strânsă legătură cu elementele cele cinci ale discernământului individual pe care le-am văzut în catehieza anterioară. Spuneam familiaritatea cu Dumnezeu, rugăciunea, cunoașterea de sine, dorința și lectura propriei vieți. Asta referitor la discernământul individual și am văzut în catehieza anterioară. Aici, la discernământul comunitar spiritual, Papa ne indică trei pași fundamentali pe care trebuie să-i facem. Și anume, a recunoaște, a interpreta și a trăi, a alege. Câteva cuvinte despre fiecare. A recunoaște. Doar prin a recunoaște descoperim cu adevărat cine suntem și în același timp dăm posibilitatea celorlalți de a intra în relație, în comuniune cu noi. Acest lucru îl găsim prezent în prietenie, în familie, în grup, într-o parohie, în societate, într-o asociație, de exemplu, în cartier, la țară, la oraș, în lume. Pentru acest motiv, în acest prim moment, suntem chemați ca făcând o lectură a propriei vieți și a comunității, să putem afla cine suntem cu adevărat, cine suntem în ochii oamenilor și mai ales cine suntem în ochii lui Dumnezeu. Și trebuie să recunoaștem acest lucru cu toată sinceritatea. Nu să ne dăm mari, să ne considerăm ceea ce de fapt nu suntem. Asta e pornirea, firea omului pe care în urma păcatului strămoșesc. Să recunoaștem cu sinceritate cine suntem, cine sunt eu, să se întrebe fiecare în fața celorlalți, dar cu adevărat și cu sinceritate. Și mai ales cine sunt eu în fața lui Dumnezeu. Este momentul oportun să conștientizăm lucrarea lui Dumnezeu în viața proprie și în viața comunității de care aparțin. Fidelitatea lui Dumnezeu, care nu ne-a abandonat niciodată, mai mult ne-a căutat mereu cu umilință și discreție, chiar și atunci când în inima noastră nu mai era loc pentru El și a rămas afară, bătând și așteptând să-i deschidem, cum cântăm noi în postul mare, cânticul acela frumos, a bătut la ușa mea cineva. Dumnezeu bate, Iisus bate la poarta inimii noastre, a vieții noastre și așteaptă să-i deschidem. Nu forțează ușa, nu vrea să intre în noi dacă noi nu-i deschidem. Vedem aici misterul libertății omului. Deci a recunoaște cine suntem, primul pas fundamental pentru discernământul comunitar spiritual. Al doilea, spune Papa Francisc, este a interpreta. Uneori poate încetăm să mai ascultăm, să ne detașăm de o anumită experiență, situație și nu căutăm să înțelegem în mod profund sensul a ceea ce se întâmplă, a ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice. Riscăm să vorbim mai mult despre Dumnezeu, dar să nu avem o relație de comuniune cu El. Este riscul acesta mare. Vorbim despre Dumnezeu, dar nu avem o relație de comuniune cu El. Și acest lucru Dumnezeu îl așteaptă de la noi, să intrăm în comuniune cu El. Mai vreau să subliniez aici că este necesar să interpretăm semnele timpului, a interpreta. Al doilea pas, să știm să interpretăm semnele timpului, realitățile întâlnite în viața noastră de zi cu zi, să le citim, dar cum? În lumina Evangheliei, cu privirea țintită spre viitor, căutând calea de urmat indicată de Domnul, de Iisus, de Dumnezeu. Astfel, prin rugăciune și meditație, putem
întrevedea calea spre care Domnul ne îndreaptă pașii, atât la nivel personal, cât și comunitar. A interpreta, ați auzit de atâtea ori expresia aceasta, a interpreta semnele timpului și Iisus în Evanghelie. Știi să citiți semnele timpului, să știm să interpretăm realitățile întâlnite, să le citim în lumina Evangheliei, ca să înțelegem care e voința lui Dumnezeu cu noi, să facem acest discernământ așa de important pentru noi. Și al treilea pas, după a recunoaște, a interpreta, spune Papa, este a alege. Pentru viața comunităților noastre creștine, discernământul este indicat mai ales în unele alegeri deosebit de dificile și provocatoare, care necesită o reflexie împărtășită, în sintonie și cu stilul sinodal al Bisericii Universale. Acest orizont se pierde ușor în favoarea soluțiilor poate imediat eficiente, dar de scurtă durată. Pentru un discernământ clar este necesar să fie o alegere împărtășită care să ajute să distingem scopul de mijloace. Discernământul se naște din misiune și aduce ca rod o alegere. Pot fi alegeri care privesc un anumit aspect al vieții personale sau comunitare, cum ar fi atitudinile, comportamentele și stilul de relație din cadrul comunității. Ele pot fi inițiative de urmat, propuneri de experimentat în formarea și asumarea misiunii unei comunități. Pot fi alegeri care, în general, marchează orientările unei comunități și, de asemenea, alegerea în sine a propriei vocații. Dar, și lucrul acesta să reținem bine, împletirea lor provoacă, pot conduce comunitatea și credincioșii ei pe calea trăirii Evangheliei și a întrupării ei prin trăirea comuniunii în expresia ei deplină prin celebrarea Sfintei Euharistii. Aici, când celebrăm Euharistia în casa Domnului, ne simțim ca frați. Aici, în prezența lui Hristos care se jertfește la Sfânta Liturghie, putem înțelege și învăța de la El să trăim comuniunea, să facem totdeauna alegeri bune. Pentru a discerne este nevoie de timp. E nevoie de timp, timp pentru a asculta cuvântul cu majuscul, adică pe Iisus. El este cuvântul, cuvântul care s-a făcut trup și a locuit și locuiește între noi. Iar El să lumineze obscuritatea, întunericul unei situații, a unui eveniment, înserând-o în ceea ce spunea mai înainte misterul său pascal, adică în iubirea nemărginită a lui Dumnezeu față de noi. Că acolo se vede și citim această iubire nemărginită a lui Dumnezeu față de noi, în misterul mântuirii noastre, misterul pascal, moartea și învierea Domnului. În acest mister al lui Hristos descoperim cine suntem cu adevărat. Descoperim că nu suntem sclavi, ci suntem fii, fiii lui Dumnezeu, frați în Hristos, temple ale Duhului Sfânt. Suntem fii aceluiași Tată, frați împreună cu Fiul, moștenitori ai aceleiași împărății pe care să o cunoaștem bine, să o alegem și să o construim, dar nu oricum, să o construim în iubire, încă de pe acest pământ, adunați mereu, mereu în jurul lui Hristos. Vedeți, mereu în centru Hristos. Iar Duhul Sfânt, darul pe care Hristos înviat ne l-a făcut, este Cel care ne luminează, Cel care ne ajută să facem alegeri bune, un discernământ bun, atât la nivel particular cât și comunitar, discernământ despre care am vorbit astăzi.
este important să ascultăm șoaptele Duhului și să-L chemăm mereu în ajutor, ceea ce vom face și în cântarea finală, am făcut și la început, de fiecare dată îl chemăm în ajutor pe Duhul Sfânt. Acum păstrăm câteva momente de tăcere pe fond muzical și vom încheia cu rugăciunea credincioșilor adaptată subiectului catehezii și binecuvântarea finală. Fraților prea iubiți, Dumnezeu iubitor, care L-a trimis Bisericii pe Duhul Sfânt Mângâietorul, pentru a fi mereu în mijlocul nostru, Îl rugăm să ne umple cu lumina Sa pentru a putea discerne voința Sa și a fi în lume un semn al prezenței Sale. Duhule Sfânt, Sfințitorul sufletelor noastre, ajută-ne să fim o biserică vie, deschisă la a discerne semnele timpului și să întrupăm iubirea lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor de astăzi. Celor care în societate au misiunea de a împărți dreptatea, de a asigura ordinea și buna înțelegere și de a promova binele comun, dăruiește-le conștiință integră, înțelepciune, respect și caritate pentru a promova legi drepte în favoarea tuturor cetățenilor. Sporește în noi credința, speranța și iubirea, ca pătrunși de lumina Ta, să ne ferim de orice ispită și păcat și să trăim ca adevărați fii ai luminii. Trezește în inimile noastre grijă și generozitate față de cei aflați în suferință și dăruiește-ne statornicie pe calea binelui. Aprinde în cei care s-au îndepărtat de casa Ta dorul după căldura și pacea ei și dă-le curajul întoarcerii printr-o spovadă bună. Ajută-ne să discernem adevărul de eroare, binele de rău, inspirațiile Tale de ispitele celui rău și să cunoaștem care este voința Ta pentru a combate războiul și a construi o lume mai fraternă. Luminează familiile noastre, biserica de acasă, și sporește în ele iubirea și armonia prin citirea și trăirea cuvântului Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic, ascultă cu bunătate cererile slujitorilor Tăi și dă-ne cu bunătate o dorință tot mai aprinsă după cuvântul Tău, ca să Te putem sluji cu bucurie și cu inimă curată în frații noștri. Așa Te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Cateheza s-a încheiat, preamăriți-L pe Dumnezeu prin faptele voastre, mergeți și trăiți în pace.